luptă pentru titlu. Importantă chestie, da. Portar, unul din portarii buni pe care au evoluat în fotbal românesc. Mi-e greu să cred că mi-e greu să cred că, eu știu, Craiova are o șansă la titlu. Chiar și cu Mirel Rădoi antrenor? Da, nu joacă, acum să spun, nu joacă Mirel Rădoi. Nu joacă nici Sorin Cârțu. Dacă ar fi jucat ei doi, să știi că aș fi spus că au șanse mari. Da, din păcate nu mai joacă, că au o vârstă. Nu cred că astăzi Craiova are lotul cu care să poată să atace titlul. Probabil că, eu știu, în timp, poate acum, până mâine, dacă mai transferă ceva, sau iarnă să mai aducă ceva, probabil că astăzi, așa cum arată Craiova, nu văd o echipă care să înscrie în lupta pentru titlu. Și de ce spun lucrul ăsta? Pentru că ai deja două forțe. Nu poți să negi forța CFR-ului și al FCSB-ului, n-ai cum să negi forța acestor două echipe. A apărut Rapidul, a apărut Farul. Deja s-a aglomerat zona. Deja s-a destul de aglomerată zona, așa că eu cred că ei trebuie să gândească anul ăsta să prindă play-off. Deci nu doar că nu vedeți luptând pentru titlu, e o opinie. E o opinie, repet, poate numai cea pe... Da, așa văd eu, așa eu văd cum am văzut echipa până acum. Să dea Dumnezeu, poate, eu știu, să arate altfel de acum încolo și să fiu contrazis. Avem, iată, această perspectivă. Din punctul tău de vedere, cum este Craiova favorită la titlu sau, cum a spus și domnul Chivorchean, să se gândească dacă... Acum mă încerc, scuze că vă întreb. Păi eu văd cu șanse mai mari, pe cealaltă universitate cu șanse mai mari decât pe CSU. Dacă să fac o comparație între cele două echipe. Eu cred că dacă FCU n-ar fi pierdut pe companie, deși am înțeles că a dus un jucător mai bun decât el, sau comparabil, și îl recuperează și pe Bauza, FCU va avea un cuvânt greu de spus în anul ăsta, în campionat. Vom vedea. La ce oferă acum Universitatea Craiova, nu putem spune că ar putea deveni o adevărată pretendentă la titlu, în niciun caz. Mirel Rădoi are foarte mult de lucru, e clar că are și nevoie de câțiva jucători importanți. Eu am spus-o de multe ori că mie îmi place să urmăresc Universitatea Craiova pentru că au câțiva jucători tineri, jucători care practică un joc spectaculos, jucători foarte talentați. Îmi place foarte mult Ivan, mie, pe Ivan îl consider unul dintre cei mai buni fotbaliști din campionatul nostru, dar nu cred că are maturitatea necesară pentru a se bate la titlu. Va fi mereu acolo în față, probabil că va prinde play-off-ul, probabil că poate și aici ne punem câteva semne de întrebare. Și eu cred că Mirel nu a venit degeaba acolo, i s-a promis, cred, niște transferuri și are și el nevoie de foarte multă răbdare pentru a-și putea imprima stilul de lucru, filozofia de joc. Și odată cu timpul, poate că va ajunge și Universitatea Craiova să câștige un titlu în România. Chiar mă gândeam la vorbele domnului Sorin Cârțu, că el a câștigat titlul și ca jucător și ca antrenor și acum poate ar fi timpul să câștige și ca președinte. Și cu atât mai mult cu Mirel Rădoi, antrenor, pentru că l-a avut elev la extensiv Craiova.